Bună seara, dragii mei, și bine v-am regăsit la primul popas folcloric din această primăvară. Și vă doresc, pentru că este primul popas din această primăvară, vă doresc o primăvară veselă, frumoasă și luminoasă și să fiți alături de noi în fiecare seară de vineri, pentru că și în această seară, așa cum v-am promis eu acum ceva vreme și unul dintre invitații mei care ne urmărește și intră în direct cu noi, începem primăvara cu doi gorgeni. În primul rând cu Ion Drăgan, care a revenit în platoul emisiunii noastre alături de Claudia Toro. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit și pe dumneavoastră, domnișoară frumoasă. Mulțumesc! Și frumoasă așa, ca primăvara. Numai că nu sunt așa cu floricele azi. Și bine v-am găsit și pe dumneavoastră, telespectatorii Alege TV. Mă bucur că sunt în această seară aici și într-o companie atât de plăcută și sperăm să vă înveselim și să vă aducem soare în suflet, așa cum afară a ieșit soarele, așa și în această seară să iasă soarele la dumneavoastră în suflet. Vă doresc să aveți o primăvară frumoasă cu bucurii. Ce mândru să fiu între două flori așa frumoase. Două Claudii! Chiar da, două Claudii! Două cu cât și pe mine mă cheamă tot eu cu cât, da. Vă doresc sănătate din mult. Uite că mama ai floricele. Brâu făcut de Florin Burescu. Da, te salut, Florin. Mă bucur din suflet că sunt alături de, în sfârșit, de Claudia Torop, cu toate că surpriză. Măi, sunat, vine, cum să nu? Păi, dar să mă asigur. Îmi doresc din tot sufletul să onorez toate invitațiile care mi se fac, dar, din păcate, timpul este limitat și... având mai multe joburi și având și familie mare, grea, numeroasă, iacătă că reușesc să mă împart și eu cum pot. Și eu zic să începem așa emisiunea frumos, în forță, alături de telespectatorii noștri care deja știu numărul nostru de telefon 0720880480 și așadar spun bună seara! Alo? Alo, bună seara! Bună seara! Bun venit alături de noi, cu cine avem plăcerea? Marinela. De unde ne sunați? Din Craiova. Cu drag vă ascultăm. Vreau să fac și o dedicație pentru fetița mea, Alexandra. Da? Și aș vrea ca invitații să-mi gătesc și mie o melodie despre fetiță, dacă au. Ce spun invitații? Cu drag. Găsim ceva. Despre fete mai măricele. Dar tot fetele noastre sunt și atunci când cresc. Da. Cu mare drag. Așa, vă doresc o primăvară frumoasă. Și dumneavoastră. Mulțumesc. O seară plăcută. Mulțumim tare, o primăvară frumoasă vă dorim și noi și veselă. Și să o petreceți în fiecare seară de vineri alături de noi, zic eu. Da, mulțumesc, bună seara. Mulțumim frumos pentru telefon. 0720880480 este numărul de telefon la care vă așteptăm dedicațiile pentru cei dragi dumneavoastră și în această seară de vineri și vă așteptăm să intrați în legătură telefonică directă cu invitații mei, cu gorjenii din această seară. Avem și pagina de Facebook care vă stă la dispoziție, Popas Folcloric Alege TV. Și avem voucherul de la salonul Lolita pe care vi-l dăruim și în această seară. O reducere de 50% pentru manicură cu ojă semi-permanentă. Cred că este numai bun în această perioadă, un cadou frumos pentru doamne și domnișoare, așadar, domnilor, puteți câștiga și dumneavoastră fără niciun fel de problemă. Vă așteptăm să intrați în legătură telefonică directă cu noi sau să ne trimiteți mesaje. Și am primit deja înainte de emisiune un mesaj pe pagina de Facebook de la un telespectator fidel care ne urmărește mereu din Lipovu. Și spune așa: bună seara, toate dedicațiile lui Ion Drăgan din program să fie pentru primarul Mitică Dobrescu și pentru doamna Anișora și vicelui Albu Liviu din partea lui Marian Bucă și Chitu Bogdan din Lipovu și Văru Telea. Vă mulțumim, domnișoara Claudia și tot domnul Marian Bucă, mai spune așa: cel mai reușit program de dedicații în direct. Păi putem să-l numim și așa, vă așteptăm 0720880480 și acum am vorbit mult. Nu, eu mă uitam cu drag, cum să da, nu, că... da? Nu, a vorbit mult? Nu! Ei, fac concurență lui Ion Drăgan, pentru că înainte de emisiune să știți că un coleg mă întreba ce pun în pahare, pun apă, pun și eu ceva mai tare, zic, nu-i nevoie, că e Ion Drăgan și vorbește oricum, e veselie oricum. Da, păi, domnule, eu sunt sobru, nu știu cum mi se pare lumea că... Da. Nu știu cine spune lucrul ăsta. Așa este, ia spuneți, doamna Claudia, că cunoașteți mai bine. Cum? Nu s-a văzut până acum?
Este un monument. Cred de sobrietate. Cred că ochelarii mei sunt de vină. Nu, sunt momente când trebuie să fim și mai așa... Nu prea le găsește el momentele alea de sobrietate, ceea ce e foarte bine pentru prietenii lui, pentru cei care iubesc cântecul și aduce el, prin felul lui de a fi, bucurie celorlalți. Ceea ce e foarte important. Da, mulțumesc, dar nu chiar așa. Toți și tu, în primul dorim, rând, toți aducem bucurii. Toți aducem bucurii lucru. Muzicale iubitorilor de folclor care ne urmăresc și care le spunem sănătate din tot sufletul. Și dacă îmi dai voie să salut toți colegii de cântec, care sunt din Craiova și o salut cu mult drag pe Amelia Etegan. Îi spun sănătate din toată inima și o primăvară cu bucurii și cu multă, multă, multă sănătate alături de familia ei. Îmi dai voie să-i transmit și eu aceleași urări de bine și să fie iubită, că știu că este și e foarte important pentru o doamnă, și o domnișoară, să aibă inima înconjurată de focul dragostei. Atunci toate merg bine. Ce frumos! Focul. Sunt convinsă... Aole, Am febră. Sunt convinsă că are gânduri frumoase de transmis și telespectatorul nostru sau telespectatoarea care vrea să ne vorbească. Alo! Alo, bună seara, Claudita! Bună seara! Bună seara, Claudia și Nana Ion! Te pup! Tudorița! Vă ascultăm cu drag! Că în casele noastre intrară doi gorjeni adevărați, doi oameni care sunt respectați și iubiți de toată lumea, pe care eu și familia mea îi iubim din tot sufletul și le dorim din suflet să aibă parte de tot ce e frumos în viață, de multe realizări și împliniri pe toate planurile și să aibă multă, multă sănătate, că e mai bună ca toate. Mulțumim din suflet. Mulțumim. Mă așteptăm pe la noi, pe la Băure. Cu mult drag, cu mult drag, sănătate familiei tale. Mulțumim mult, mulțumim. Mă bucur că ne-a dus răși în casa noastră, în casele noastre, Claudita, acești oameni minunați, oameni de valoare. Și eu mă bucur că sunt pe placul dumneavoastră și pe placul multor telespectatori. Ce să fac? De Ion Drăgan nu scap, iar veni. Fuse și veni și se duse. Nu scap de Ion Drăgan. Ei, cam place aici, nu? Oare de ce? La pe Nana în pace, nu te mai lua de Nana. Nu mă iau, bine, nu mă iau, doamna Tudorița, așa pentru dumneavoastră, că altfel. Tudorița, să străiască familia și jumătatea vieții tale, domnul Costel, să-i spunem sănătate din toată inima. Așa. Mulțumesc la fel. Și salutăm și pe Bogdanel cel mic. Și pe Bogdanel, da, e cavaler acum are. Așa este. Nu l-am văzut ce ochi ăla frumos avea ochi. Mă bucur că putem să vă urmărim la acest post de televiziune Alege TV. Și eu mă bucur. Vă doresc din suflet numai bine și dedic și toată emisiunea pentru toți cei ce privesc acest post de televiziune Alege TV, pentru familia mea, pentru familia voastră de acolo, toți de acolo din studio și pentru toți prietenii noștri care sunt alături de acest post de televiziune Alege TV. O seară bună și tot ce vă doriți. Doamne ajută și prietenii de pe Facebook. Mulțumim! Mulțumim tare, doamna Tudorița. Primăvară frumoasă vă dorim și noi și să rămâneți acolo în fața televizorului, calculatorului. Aici nu ne plecăm de aici. Acolo. Aici. Așa pe Oltenește, aici. Pe Oltenește, păi n-am zis eu că veni Ion Drăgan și se duse și... Dar nu știu, chiar așa sunt eu, oaia neagră, că pe mine m-a făcut cum frumos. Cum așa, așa albă și frumoasă și autentică, nu? Da. N-am venit în costumul meu gorjenesc pentru că am venit într-o zi de sărbătoare alături de colega mea, Claudia Toru, pentru că ea este sărbătorita, ea este pionul. Deci, în luna martie. Da, în luna martie, tableta de pe șac, regina... Ca așa pot să-i spun, ea este. Ea. Ce bei? Așa ce mănânci? Întrebă și eu. Într-adevăr, eu de pe 1 până pe 10 tot primesc la mulți ani în fiecare zi, pentru că pe 10 este ziua mea de naștere și pentru că, iată, e mărțișorul pentru toate doamnele, dar eu sunt mai răsfățată, adică de pe 1 până pe 10, la mulți ani, la mulți ani. Noi atunci vă sărbătorim, să spunem așa, în avans și vă spunem la mulți ani, da, frumos și cu multă sănătate și putere de muncă. După tine este Laura Tincă. Îi spunem la mulți ani, da? La mulți ani, Laura, da, cu o zi după mine este.
Da. După aia, și vreau să Lăcătuș. Spunem și bună seara unui bună seara. Bună seara. Repede a luat cuvântul eu. Bună seara. Ei, alo, bună seara. Să rămână. Bună seara, domnișoara Claudia. Bună seara invitatelor dumneavoastră. Bună seara, domnule dragă. Cu cine vorbim? Petrica de la Puțuri mă numesc. Vă ascultăm, doamna. E, mă bucur foarte mult că v-ați sunut de cuvânt. Adu-ți-o pe domnul Ion Drăgat. Păi nu mă țin eu de cuvânt. Dar n-am venit singur, să știți, n-am venit singur. Am venit cu colega mea și prietena mea de suflet, doamna Claudia Torop. A zis da, că mai trebuie o Claudie în seara asta aici. Da. Bună seara, doamnă și dumneavoastră, și vă urez dumneavoastră multă, multă sănătate și fericire cu ocazia zilei dumneavoastră pe 10 martie. Vă mulțumesc și vă pup. Domnul Ion Drăgan, dumneavoastră, ce pot să vă spun decât multă, multă sănătate. Vă mulțumesc din suflet. Vă așteptăm cu mult drag la Castranova să veniți iar, pe 21 mai. Cu mult drag, îl salut din tot sufletul pe bunul meu prieten și coleg de cântec, Nelu Bățână, pentru că e un om extraordinar. Un om cu calități frumoase, caracter frumos, cu glas frumos și familia lui să-i trăiască. E un om extraordinar. La ultima emisiune când veniți domnul Ion, ploua afară, pe tablă. Ce spunea dumneavoastră? Că da? Asta s-a întâmplat că a fost un dragan ultima dată la noi? Mai de mult, ploua. Da, dar nu știu cum să spun, de fiecare dată când a venit Ion Drăgan, ba s-a întâmplat, mă scuzați, doamnă, ba acea întâmplare nefericită la colectiv, ba, nu, dar așa este, s-a întâmplat câte ceva. Acum nu, că acum am venit cu bine. Exact, ați venit cu doamna Claudia care... Claudia mi-a purtat noroc. Nu, exact. Doamna Petrica. Păi dacă aveți casa cu tablă și plouă, vă dați seama că-i dragostea în focuri, că vorbim de focuri și foc. De-a făcut gluma, tu vei de aia. Păi da. Dragostea hurtenească. Să știți că v-am urmărit pe celelalte posturi. Da. Da. Pe Erno, iar când a fost invitat săptămâna, adică câteva zile în urmă, nu știu, îmi cer scuze, acum mă intimidai, domnul Ion, acum mă intimidară. De ce vă intimidară? Doamne Dumnezeule, păi eu nu sunt eu cu probleme. Spuneți că noi suntem aici între prieteni, e masa de vorbe. Masa tăcerii adusă de la Târgu Ziua aici. Da, tăcerii nu prea. Multă, multă sănătate vă doresc. Mulțumesc frumos. Multă fericire și mult succes în continuare în carierile dumneavoastră și doamna de alături, doamna Claudia. Mulțumim. Mulțumim frumos. Vă mulțumim, doamna Petrica, pentru telefon. Rămâneți alături. Vreau, domnișoara Claudia, cu ocazia. Cu ocazia zilei de 8 martie, ziua femeii, să vă urez dumneavoastră multă fericire și multă sănătate. Și pe data de 9 să urăm și bărbaților. Iar multă sănătate și fericire. Ia uitați, bărbatului. Vorba aia cum se umflă în pene aici, o întregă. Nu m-am uitat, mi-am arășat cămașa. I s-a umflat doar cămașa. Mușchi. Da. Vă mulțumim tare mult, doamna Petrica. Rămâneți alături de noi. Asta era câteva dedicații de făcut, domnișoara Claudia. O, le ascultăm. În primul rând pentru soțul meu, să nu-l supăr. Soțul meu, Aurel. Dar v-a spus cineva că semănați la timbru vocal cu Cornelia Tica? Da. Păi vedeți. Da, așa este, domnul Ion Drăgan. Vedeți? Dacă nu mă înșel și nu vă supărați, nu mai rețin când ați avut interviul pe Edno. Spuneați că mama dumneavoastră vă mai zice și domnul și Costel, domnul Costel? Nu, mi-e zice Daniel. Că vă mai... Daniel mă cheamă pe mine. Și pe lângă mine, pe lângă Daniel, Claudia, Claudia mi-e ce și Daniela. Daniel și Daniela, chiar, bravo. Da. Bine că ne dă durăm și noi seama. Da. Cum ne cheamă. Da. Uite, și pentru vecinul nostru Cristi, pentru prietenul soțului meu, Licior Cristi, și pentru mama dânsului, tanti Măriuța, nu în ultimul rând pentru domnul primar al comunei Casanova, Măceșanu Dumitru, și pentru familia dânsului. Da? Pentru domnul doctor Sapta Doru și pentru soția și pentru familia dânsului, copiii dumnealui, multă, multă sănătate și fericire și tuturor telespectatorilor care vă urmăresc cu drag. Mulțumim tare mult, vă mulțumim, doamna Petrica. Și o după... seară plăcută. Mulțumim frumos. După așa dedicații frumoase, eu zic să cânte lăutarii, așa cum spune chiar prima piesă a doamnei Claudia să Torop. Cânte. Să cânte lăutarii. Să cânte Claudia Torop în următoarele momente. Cântă lăutarii în sat și frumoasă-i primăvara. Da, imediat. Să
joacă fără legănate, joacă fără mare, cu fete și cu băieți, că e sărbătoare. Joacă fără legănate, joacă fără mare, cu fete și cu băieți, că e sărbătoare. Că nu e pe lumea asta horă mai frumoasă, cum e hora coșenească, cum e hora noastră. Că nu e pe lumea asta horă mai frumoasă, cum e hora coșenească, cum e hora noastră. Aiuiu și aiuiu, ce frumos e cântecul, să joace cu șengele toate horele. Aiuiu și aiuiu, ce frumos e cântecul, să joace cu șengele mei și să joc cu ei mai. Ce frumos e cântecul, să joace gorjencele toate horele. Ui, ui, și ui, ui, ce frumos e cântecul, să joace gorjenii mei și să joc cu ei. Și-a venit primăvară și mă iubesc uneica, unde e frunza mâi deasă, mă ține neica pe brață. Cântă cucul lângă noi și mierlița în zăvoi și miros de floricele. Când dragostile mele ușiua frumoasă-i primăvara, frumoasă-i primăvara, când îl iubești păneica. Ușiua frumoasă-i primăvara, frumoasă-i primăvara, când îl iubești păneica. Primăvara-i noaptea mică, mie căneica nu mă strigă, să mă cheme la iubit, că e câmpul înflorit. Să-mi fac pade floricele cu saltea de viorele, pernă din frunze de fac, să-mi pice neicuța drag. Ușiua frumoasă-i primăvara, frumoasă-i primăvara, când îl iubești pe neica. Ușiua frumoasă-i primăvara, frumoasă-i primăvara, când îl iubești pe neica. După iarnă-i primăvară, se-ntorc dragostile iară, ca și păsările în zbor, când se-ntorc la cuibușor. Dragostea din primăvară dă foc la inimioară, că atunci simți că trăiești, când pe neica ți-l iubești. Ușiua frumoasă-i primăvara, frumoasă-i primăvara, când îl iubești pe neica. Ușiua frumoasă-i primăvara, frumoasă-i primăvara, când îl iubești pe neica. Și așa s-a hotărât în ședința de consiliu. Uite, nene, exact ce căutam. Un loc și 2000 de euro, merge să dăm un telefon. Merge, merge. Bun meci. Am fost și eu acolo. Gazeta de Sud, cotidianul oltenilor de pretutindeni.
Am revenit în direct, iar noi aici suntem de o seriozitate maximă. Nici nu mai știu să mai... Eu, Drăgan, este cel mai serios, dar cu toată seriozitatea și cu tot zâmbetul frumos al doamnei Claudia Torop, vreau să mergem mai departe cu un telefon, să vorbim cu un telespectator. Bună seara! Bună seara! Cu cine avem plăcerea? Cu doamna Jenny din Giurgița. Bun revenit, doamna Jenny, alături de noi, vă ascultăm! Primul rând, la mulți ani, dumneavoastră, doamnei Claudia Torop, că e ziua noastră de martie. Așa este, așa este, ziua noastră, da. a doamnelor și domnișoarelor, la mulți ani. Toate melodiile din această seară de la domnul Ion Drăgan și doamna Claudia Torop. Să aveți sănătate multă, vreau să plec momentul ăsta, dar... Se simțea în plus! Ne plecați să vă iubim, cum să plecați? Vă iubim, să rămână din suflet. Îl rugam pe colegul de la cameră, domnul Bogdan, că vrea să meargă și dumnealui. Da. Rămânem aici, noi două, nu știu ce facem cu colegii din regie, noi două, nu știu cum facem emisiunea. Bă, da. Să rămânem ca fetele. Da, da, așa este. Să lase așa camerele pe play, totul pe emisie și noi stăm aici și vorbim. Ce să mai... Da, așa este. Perfect, vă ascultăm, doamna Jenny, vă ascultăm dedicațiile. Pentru copiii mei, Măru, Aurelia, Mădălina, pentru nepoțelele mele, Maria, pentru Carina, da, pentru toate neamurile mele, pentru domnul Liviu Dica, pentru doamna Camil Bălmo, pentru doamna Maria Loga Coise, atât de mult, da, și pentru... Deci, pentru domnul George Lucă și pentru toată lumea care mă... Care vă cunoaște. Perfect. Atunci, pentru toți cei care vă cunoști și toți cei dragi dumneavoastră, doamna Jenny, toate melodiile le dedicăm în această seară și pentru dumneavoastră, normal. Da, mulțumesc frumos! Și noi vă mulțumim să aveți primăvară frumoasă! Sănătate din suflet! Și dumneavoastră la fel! Mulțumim! Doamna Claudia, tot aveți dumneavoastră... Claudia! Tot aveți dumneavoastră și niște floricele în cap, nu știu, vă leagă ceva de... E bine dacă am ceva în cap, măcar floricele. Pe cap, ok. Măcar floricele să am. Ceva de un concurs, floarea din grătină. Da, așa este, dar sunt amintiri frumoase și dragi mie. Și celor care m-au îndrăgit de când eram și eu tânără, așa ca tine. Da, sigur, floarea din grădină face parte din trofeele mele. Este, de fapt, cel mai drag trofeu al meu și este obținut în 1989. Asta înseamnă că sunt încă tânără. Așa este. Eram studentă, domnul Drăgan, nu te mai uita așa, că și așa m-ai văzut la televizor atunci, nu? Da, așa, eu și mai avem iubit. O poveste. Te-ai și îndrăgostit de povestea. Mine. O spuneți imediat povestea după ce vorbim cu un telespectator? Da. Da. Bună seara! Alo? Bună seara, doamna Claudia! Bună seara! Bun venit alături de noi! Înainte de a ne spune cum vă numiți și de unde ne sunați, vă rog să dați volumul la televizor puțin mai încet, să ne auzim doar prin intermediul telefonului. Ilie Petrică. Da. Din Lipovu. Da, vă ascultăm. Și vrea să dau și o dedicație pentru doamna învățătoare Norica Rădulescu, care prin anii 1959 mi-a pus creionul în mână și m-a învățat prima literă din abecedar. Foarte frumos! I-aș dori multă, multă sănătate, viață lungă, pensie frumoasă, are și să trăiască fericit alături de tată și de nepoții ei toți. Cu mare drag toate melodiile le dedicăm. Mulțumesc mult! Poate mai revenim. Cu drag, vă mai așteptăm. Vă mulțumesc și eu pentru telefon. Să revenim la poveste. Deci amintirile care pe mine, când am văzut-o prima dată pe doamna Claudia Torop la televizor, era floarea din grădină cu acea hăulită frumoasă. Niciodată prin visele mele, că am spus și repet lucrul ăsta, eu m-am trezit într-un vis urât, într-un vis frumos.
unde suntem acum, unde sunt eu acum, și am văzut-o la televizor pe Claudia Torop cu acea hăulită nici prin minte și rămăsea, mi-a rămas melodia și cuvintele că oamenilor care spunea a luat o gorjancă floarea din grădină. O bucurie a fost, eu iubeam muzica populară atunci, mă îndrăgostisem de muzica populară, ți-am spus când eu am văzut-o prima dată pe doamna Vasilica Dinu, o salut cu mult drag, m-am îndrăgostit de glasul, de omul Vasilica Dinu. Și de repertoriu. Și da. V-ați gândit vreodată că veți ajunge să fiți pe aceeași scenă cu aceste doamne? Nu. Cu aceste talente? Nu, valori? Nici prin visele mele, deci nu știu, cred că... Stăteam și mă gândeam și le spun și copiilor mei, adică elevilor mei, că le spun elevii de astăzi, artiștii de mâine, este un vis. Aici numai Dumnezeu împretează lucrurile frumoase omului. Așa cred eu. Și dacă tot veni vorba de elevii de astăzi, artiștii de mâine, trebuie să-ți spun, Claudia, că îmi pare rău că nu ai fost la Târgu Jiu. În data viitoare, Ioane, te rog mult să o inviți pe Claudia să vadă spectacolul pe care tu îl organizezi cu copiii tăi, 60 cu 60 de elevi. Un spectacol fabulos cu o explozie de costume populare și un repertoriu gorjenesc bine ales. Felicitări încă o dată. Să rămână din suflet și îți mulțumesc din suflet că ai fost alături de mine și contează enorm de mult să ai omul potrivit la locul potrivit. Și prietenia, nu funcțiile care vin și se duc. Duc, dar important omul. Noi am avut bucuria și plăcerea să cunoaștem câțiva dintre elevii domnului Drăgan. Pardon. Elevii domnului... Domnului profesor chiar! Domnului profesor! Domnului instructor, domnului profesor, păi cum? Haideți să trecem așa peste această situație cu domnul profesor, Ion Drăgan. Haideți să spunem alo, lăsați. Bună seara! Alo! Să rămână domnișoara Crautița. Bună seara! Cum te numești tu? Sunt Bogdan din Lipov. Bogdan! Te ascultăm, Bogdan! Dar ia spune câți anișori ai tu. Vreau și o dedicație. Da? Cine șoptește acolo? Ia spune cine șoptește. Cine șoptește ție acolo, Bogdan? Te salut! Cine șoptește? Mami, bunii sau cine? Bunica. Mami. Aha, da, am înțeles. Bunica, fratele. Toată lumea șoptește. Bravo. Tu ai fost curat. Pentru domnișoara, bravo. Pentru mine. Luminița. Nu ești Luminița, domnișoara lui. Pentru domnișoara lui Bogdan. Mulțumim, Bogdan. Bună seara, domnișoara Claudia. Bună seara, doamnă. Cum vă numiți? Sunt Guran Daniela din Lipov, dar sunt din Târgu Jiu. Guran Daniela. Ia uite, ce frumos. Da, aveam și eu o vecină, Guran Daniela, stătea pe la Ceaurul. Și vă mulțumesc pentru invitații de aveți în această seară. Cu mult drag, mă bucur că sunt pe placul dumneavoastră. Sunt gorjeni de-ai mei. Foarte mulțumim, frumos. Mulțumim. Și vreau și o dedicație pentru mama mea din Târgu Jiu. Da. Pentru surorile mele, Rozica și Leonica. De unde sunteți din Târgu Jiu? Și multă sănătate pentru dumneavoastră și pentru invitații de astăzi. Mulțumim frumos. Mulțumim. De unde sunteți din Târgu Jiu? De unde din Gorj? Din Târgu Jiu, chiar în Rebeca. Unde? Unde să repetați? Rebeca, am înțeles, da. La Piața Mare, surorile mele sunt vânzătoare, dar eu sunt măritată în Sport. Aha, să fiți sănătoasă! Multă sănătate și numai bine. Doamne, o primăvară frumoasă să aveți, gorjanca noastră. Și dumneavoastră. Foarte mult vă îndrăgesc. Mulțumim. Mulțumim frumos. Bună seara, mai bine. Mulțumim frumos. Hei, iată că avem și gorjeni. Mă gândeam că atunci ne-a întrebat Ion Drăgan despre... De unde anume este doamna din Târgu Jiu, poate se gândea că o fi de la Frumușei. Că... Da, el din comuna Licurii, sat Frumușei, se vede, da? Și stau păi în Bălești să trăiești. Păi spunea că avea o vecină, de asta insista. Da. A crezut că e chiar vecina, de peste drum, de peste gard. Da. Eu stau pe principală. Mă scuzați. Vă rog frumos. Pe principală de peste stau. Peste strada principală. Da, așa, nu vă gândiți. Mai bine dacă stăteam pe uliță, nu mă vedea nimeni, da? Și pe uliță e bine.
nu-i așa? Da. Dragilor, de câți ani vă leagă această prietenie și, până la urmă, de colaborare mult, muzicală? De mult, chiar de mult. 20 mult. Și... Da, din totdeauna. Da, din totdeauna. Da. Pentru că eu iubeam muzica Claudiei Torop și omul Claudia Torop, pentru că între noi se leagă o prietenie frățească, adică de colegialitate în primul rând, și cântecul ne-a legat în primul rând. Și trebuie să rămâi același om, caracterul. Nu trebuie să te minți, nu știu, lucrurile astea nu trebuie. Să simți, se simt, sunt undele alea. Acum trebuie pe fizică, că dumneavoastră a terminat chimia. Credeam că zici geologia. Deci da. Vă leagă cântecul și omenia. Omenia, în primul și rând. Publicul. Și publicul, care îi spune bună seara. Bună seara. Alo, bună seara. Cu cine vorbim? De la Segancea vă deranjez. Nu ne deranjez, cum vă numiți? Sunt Anca. E, care da. nu vă dă pace seară de seară, da? Seară de seară, să știți că dacă lipsiți vreo vineri, eu mă supăr. Așa. Și o să-l chem pe un drăgat aici să mă ajute. Încă o dată bună seara și cu ocazia de 1 martie și cu ocazia de 8 martie care se apropie cu pași repezi, Ziua Femeii, țin să vă urez multă sănătate și multă fericire, doamna Claudia Torop, să știți că vă iubesc foarte mult. Să rămână, vă mulțumesc. Îndrăgesc foarte mult repertoriul și că tot aveți și un domn pe care am avut ocazia să-l cunosc în carne și oase, că a fost la o nuntă la noi la Segancea. Da, da. Să-i urez și dumnealui sănătate multă, fericire. Mulțumesc frumos, mulțumesc. Și în ziua de 9 martie să vă aducă cele 44 de pahare. Deci de unul l-am făcut, doi, uitați că îl beau și pe al treilea. Nu-i cinstit, toate 44 odată. Să fiți sănătoasă și dumneavoastră alături de familia dumneavoastră frumoasă. Vreau să fac și eu câteva dedicații, în primul rând pentru domnișoara noastră dragă de la acest post. Mulțumesc frumos! Care o îndrăgim foarte mult. Vă mulțumesc! Așa, și pentru dumneavoastră, doamnă dragă Claudia Torop, și dumneavoastră, domnul Ion. Vă mulțumim! Să vă dea Dumnezeu sănătate, multă fericire! Și pentru familia mea și pentru prietenii mei și pentru toți care mă cunosc și toți care sper și eu așa să mai mă iubească și pe mine la vârsta asta care e de vreo Dacă vă iubește Dumnezeu, dacă vă iubește Dumnezeu, să știți că vă iubește toată lumea. Să fiți iubită, doamnă, să fiți iubită. Vă mulțumesc, să vă dea Dumnezeu sănătate, multă fericire și să duceți departe cântecul ăsta românesc. Folclorul ăsta care ne unge sufletele. Nu rămâne decât să vă urez încă o dată sănătate, multă fericire și mult noroc. Mulțumim! Doamne ajută și dumneavoastră, Doamne noroc ajut. Și să Doamne fiți ajut. Iubită. Așa cum a spus puțin mai devreme. Gânduri frumoase vă transmite și vă mulțumim că ne urmăriți. Revin așa către... Către mine? Cai de mine, dar ce așa privirea asta, cu aștept ceva rău? Nu, dar nu mai știu. Colegul Bogdan, putem pleca? Pierduse firul. Da. Vorbim acum bine despre 9 martie, ziua bărbaților. V-ați apucat să beți cele 44 de pahare da, păi de acum? Ușor, păi ușor, uite, trișează. Vezi? Nu-i așa? Păi, vezi? 44 de acum începem. Păi? Și atunci, cum facem în ziua de 9 unde martie? Unde mai e tradiția? Păi da. Aici folclorul, tradiția trebuie să fie mână-mână. Da. Păi? Da. Cu alcoolul. Nu, deci se mai uită și copii la această emisiune care iubesc folclorul și nu trebuie să-i învățăm așa ceva. Muzical. Adică în momentul în care asculți o melodie așa frumoasă, te amețești de bucurie. Păi da, păi normal, eu ce am spus, da, muzical. Da, nu le dregem așa cu Ion Drăgan. Cum este doamna Claudia Ion Drăgan? Că tot a spus să vorbim despre el, că să nu se simtă așa în minoritate. Este glumesc mereu pe la evenimente, pe la spectacole. Da, eu nu-l găsiți mereu eu nu-l știu sau vreodată decât... trist?
E trist, când e trist, pune mâna pe telefon dacă nu e pe lângă mine și îmi spune: Gorșule, sunt necăjit! Și începe și spune și se temperează și toate revin la normal. Pentru că e bine în viața asta să nu luăm chiar totul așa tragic, ci să facem haz de necaz, așa cum știe românul nostru din Moș Strămoși. Ce să facem? Găsim partea bună în orice rău care vine și mergem mai departe. Așa e și Ion Drăgan. Știi ce mă doare cel mai tare pe mine lucrurile așa în lumea? Când cineva în fața te periază și spune: măi, ce frumos, m-ai primit acest mărtișor de la colegul tău, e frumos, da? În spate e tot frumos. Și după aia vine acea răutate, bârfa, e rău. Te lovești de aceste lucruri și m-am lovit și mă lovesc în continuare. Eu de mine vorbesc și te doare în primul rând. Eu nu. Cred că în momentul în care ajungi într-un punct în care... Da, dar te dă prieten cu tine. Vai! Așa sunt. Dar nu poți, fratele meu. Eu nu mai sunt omul ăla. Gata. Și cum vă feriți? Cum... Nu, ce faceți cu acești oameni? Cred probabil Dumnezeu ne întărește. Ne protejează. Da, și asta e un lucru bine. Dumnezeu îți dă puterea aia și te întărește mai tare și mai tare și mai tare și mai tare. Și mulțumesc Dumnezeu că am pășit așa cu drag pe drumul cântecului popular, cu spini, cu răutate, cu ură. Dar ai mers înainte și... Da, am mers mai departe și înainte. Toată lumea are loc în platoul ăsta. Avem 5 degete la mână, nu sunt egale. Așa și omul. Să trecem peste acest subiect, că nu ne leagă. Că acum zici, eu întrebam, pe ce, da. Ce să zici? Îl contrazicem? Nu-l contrazicem în seara aceasta, dar vreau să mă îndrept către doamna Claudia Atorop, da, pentru că este pentru prima dată în platoul emisiunii, să o privim așa frumos. Cum este doamna Claudia Atorop? Un om minunat. Este un om minunat. Un om cu caracter frumos. Un om minunat. V-a mai spus așa ceva? Da. Îmi spune, spune. Păi atât îi trebuie să nu spună. Aveți niște scame. Ai văzut? Mulțumesc, mulțumesc, colegul meu, trebuie, mulțumesc. Da. Nu, asta nu. Se simt lucrurile astea. Revenind la ce spunea Ion, că într-adevăr avem și noi durerile noastre în suflet, dar de obicei eu nu le iau în seamă și am încercat de-a lungul anilor să-l instruiesc și pe prietenul meu de cântec și de suflet, drăgănelul meu drag, așa, să nu pună prea multe la suflet și să țină minte că Dumnezeu iubește faptele bune. Și dacă ești om care face doar bine și greșim, toți greșim, dar nu cu bună știință, și dacă totuși greșim, revenim și rezolvăm, și atunci, indiferent ce se spune, câinii latră, ursul merge. Ai tu un cântec al tău. Am eu un cântec. Dar când se deschide cortina și când suntem în fața televizorului, s-a schimbat total tot. De ce oare? Este. Păi n-ai cum. Este o energie pe care toți cei care suntem la un moment dat în fața publicului o simțim. De exemplu, dacă ești necăjit, ai o problemă cât de mică sau cât de mare și totuși ești pe scenă, în momentul în care ai ieșit de pe scenă, ești deja ca după botez, ca un copil pentru că te încarci cu energia publicului, da. Cu gândurile frumoase. Da. Cu privirile, în primul rând, da. Că se uită în sufletul tău, în sufletul ochilor și vezi tot. Uite ce frumos vorbește și eu, drăgat. Normal, e un poet. Oi, așa poet, popular. Zice, să-l punem să ne și cânte. Ar fi bine. Ar fi bine, nu? Da, ar fi drag, bine. Cu mult drag. Atunci îl invităm la pentru toți prietenii și toți colegii de cântec. Vorbește și cântă numai despre mândrulițe. Normal. Ce ne facem, doamna Claudia? Păi e normal, dar așa trebuie. Așa că trebuie. Încă nu l-am însurat. Dacă când l-o măsura și când mă pune nașe. Aha, deci a stabilit niște lucruri, vorbim după ce ne cântă. Sigur. Îl invităm pe Ion Drăgan să ne cânte. Câte mândrulițe am avut și nu m-aș lăsa de iubit deloc, nu vrea. Câte mândrulițe
Fetițe, Doamne, am avut, pe toate, Doamne, le-am păcălit. Am acum una, ți-o iubesc și pentru nimic n-o păcălesc. Am acum una, ți-o iubesc și pentru nimic n-o păcălesc. Am doar dragoste mândru frumoasă, că eu n-am avere, n-am nici casă. Am doar dragostea noastră frumoasă. Am trăit așa ușor, numai cu dragostea lor, numai cu dragostea lor. Am trăit așa ușor, numai cu dragostea lor, numai cu dragostea lor. Cine-n viață n-ar iubi, alău umări e cum, cum naiba de-o fi trăit, alău umări e cum. Că eu m-aș lăsa de toate, dar de mândre nu se poate. Că eu m-aș lăsa de toate, dar de mândre nu se poate. De mândruțe tinerele, popale are nei ca pe ele, că mi-au făcut zile grele. De mândruțe tinerele, popale are nei ca pe ele, că mi-au făcut zile grele. De-ar fi să mor într-o noapte, alău umărie cu, să vină mândrele toate, alău umărie cu. Cât
câte una să mă plângă, că le-am iubit să-mi ajungă. Câte una să mă plângă, cât le-am iubit să-mi ajungă. După ce nu-i mai fi eu, să le ajute Dumnezeu, măi, că nu am fost băiat rău. După ce nu-i mai fi eu, să le ajute Dumnezeu, măi, că nu am fost băiat rău. Nu, e, Ion Drăgan nu este băiat rău atunci când vine vorba de iubit, da? 0720880480 este numărul de telefon care a fost deja apelat, așa că îi spunem bună seara unui telespectator sau unei telespectatoare. Bună seara! Bună seara! Cu cine stăm de vorbă? Jenny din Giurgiu. Doamna Jenny, bine ați revenit! Vă mulțumesc! Eu... Vă ascultăm cu drag! O să fac și eu dedicații pentru toate neamurile mele de la Drăgotești, pentru domnul primar Dinsă și pentru toată lumea de la Drăgotești. Cu multă plăcere! Melodiile invitațiilor mei! Da! Pentru altcineva mai vreți să mai faceți vreo dedicație? Pentru toată lumea care mă cunoaște, pentru Mari de la magazin, pentru Deni, pentru cei care mă cunosc, pentru Georgica electricianul din comună. Așa, așa. Să vă facă lumina mai bună acolo. Da, da, așa, așa este, da. Așa e. Păi da, am zis eu, nu? Da. Îi salutăm și noi pe pentru toți cunoscuții doamna dumneavoastră. Maria Lega, care o iubesc așa de mult. Și noi o salutăm pe dumneai, să fie o sănătoasă. O salutăm și noi. Da. Cu mult drag, atunci vă mulțumim frumos, doamna Jenny, pentru telefon. Eu vă mulțumesc frumos. Și eu aș spune ca toate melodiile din această seară să fie și pentru dumneavoastră. Și aș vrea să citesc mesaj venit și pe pagina de Facebook. Bună seara, mă numesc albăstrorul Georgiana Mirela din Craiova și aș vrea să fac și eu câteva dedicații. În primul rând, pentru mamii meu, Cristina, căreia ieri i-a fost ziua de naștere, pentru nenicul meu, Marian, pentru dădica mea, Vali, și pentru bunicii mei, Bebe și Lenuța. Ne mulțumește, Georgiana, și ne dorește o seară frumoasă. Asta dorim și noi, Georgiana, și cu drag îți dedicăm toate melodiile ție și celor dragi ție, pe care i-ai amintit mai devreme. Și o salutăm și noi pe doamna Ani Trușcă, îi spunem la mulți ani că ne urmărește de la Telești. Dacă tot e vorba de dedicații, da. Îi spunem și noi la mulți ani și neapărat ciocnim un pahar cât mai repede cu putință, un pahar de șampanie. Și dacă tot vorbim de dedicații, să spun și eu prietenei mele, Ana Maria Nicolaescu, la mulți ani, ieri a fost ziua ei. Și mergem mai departe cu un telefon. Bună seara! Să rămână, Ilie, pe mică din nou, doamna Teobria. Bine ați revenit, domnul Ilie. Pentru soacra mea din Hurezan, Gorjului. Așa. Aproape de Frumușei. Pentru cumnatele mele din Târgu Jiu, Leonida Peagu și Rodica. Da. Și pentru nevastă mea, că tot din Hurezan, dar măritatea vorbise ea mai înainte cu Bogdanelu, cu copilul. Am înțeles. E măritatea corect, dacă mi dau dedicații, știi ce mi se întâmplă. Vă trece pe hrană rece. Așa este, domnișoara Claudia. Lăsați că i-ați făcut dedicația și acum o să o duceți bine cu soția. Și cu soacra. Și cu soacra, da? Cu soacra, mă, dar știu că o duc bine întotdeauna eu. Foarte bine, domnul Petrică. Mulțumim mult, sănătate și numai bine, multă sănătate și invitați-vă dumneavoastră. Mulțumim frumos. Vă mulțumim. Mulțumim. Vreau să mai citesc o dedicație din partea lui Doru Ștefănescu pentru familia Cheiță Viorel și Mirela, pentru familia Buicu Ion și Mioara, pentru familia Ștefănescu, Costel și Liviu și Mihaela, pentru familia Bălmoc, Camelia și Titu, dar și pentru familia Mănescu, Dorel și Luminița. Cu drag dedică Doru întreaga emisiune de această seară. Bălmoc, Camelia, o salutăm. Cred că e interpretat de muzică populară. E un om minunat, da. Și cât de foarte frumos. Și eu o salut cu tot dragul. Și dacă tot salutăm, nu? Vreau și eu să salut colegul nostru de la Caracal, domnul Lucian Stroie.
Pentru... Și să-i spun că îi mulțumesc tare, tare mult pentru ajutorul pe care mi l-a acordat. Și tu poți să-ți spui distribuția pentru spectacolul tău. Spectacolul meu aniversar și prezentare de CD. O să vă rog să vorbim despre acest spectacol, pentru că știu că aveți multe de spus și vreau așa. Să aflu care sunt invitații dumneavoastră. Cu mare drag. După ce vom lua noi așa o scurtă pauză de publicitate... Atunci vorbim întâi în pauză. Vorbim în pauză între noi și apoi vorbim și sigur pentru da, telespectatorii noștri. Rămâneți alături de noi, căci în câteva momente revenim cu cântece frumoase și iată cu noutăți din partea invitațiilor mei. Luăm publicitate, rămâneți alături de noi. Și așa s-a hotărât în ședința de consiliu. Uite, nene, exact ce căutam. Un loc și 2000 de euro, merge să dăm un telefon. Merge, merge. Bun meci. Am fost și eu acolo. Gazeta de Sud. Cotidianul oltenilor de pretutindeni. Mine, dar mi-e rușine de lume. Eu i-aș da gurița, dar nu pot.
lăsat tot. Despre dragoste. Adică despre doamne. Da, da. Și domnișoare. Da. Și dumneavoastră cântate și eu doar nu o să cânt despre doamne și despre domnișoare. Eu cânt despre domn. Da, ți-a avut piesa, prima piesă foarte frumoasă, mi-a plăcut. Cu două fete, mama are. Păi nu e așa? Atunci când ne îndrăgostim, uităm cei cu noi și, după cum spuneam, câinii latră, ursul merge. Foarte frumos. Sigur. Pentru că tot a venit vorba așa de fete, vreau să salut și eu telespectatorii micuță, micuță și ne urmărește mereu în fiecare seară și a spus că vrea dedicație de la Claudia. Te pup, Antonia, și sper că ești acolo în fața televizorului cu telefonul în mână, te uiți la live, pe Facebook, peste tot. Îți mulțumesc și te pup și pe tine și pe părinții tăi. Și o să mai fac o dedicație, dar după ce vorbim cu un telespectator. Bună seara! Alo, bună seara, domnișoara Claudia. Bună seara. Cer scuze că v-am deranjat din nou. Nu ne-ați deranjat. Sunt tot pregătitatul Comuna Casanova. Da. Bună seara din nou, invitațiilor dumneavoastră. Cred că vreți să-i mai spuneți ceva lui Ion Drăgan. Vă rog din suflet, aș dori ca melodiile interpretelor dumneavoastră din această seară să fie dedicate, deci cu o dedicație foarte specială, domnului creator de modă, atelier, domnului Florin Burescu. Da. Serios? Vreau să-i urez pe această cale dânsului multă sănătate, multă fericire și cât mai multe realizări pe plan profesional și sentimental. Asta-i dorim și noi. Da. E așa? Așa e, da, cu croitoria, cu modele, cum e bine. Da, da, da. Legate bine, da, cum se leagă. O seară plăcută în continuare. Doamne ajută sănătate. Mulțumim frumos, da. Doamna. Și colegului meu, Gicitița, și familia lui Paula Tița, îi salut cu drag. Colegul meu, corepetitorul, că el este creierul, el este mașina de cusut, cum ar trebui să spună. Uite așa, ta. Vreau să-i salut și eu pe fanii noștri de la Daneți pe acolo și să fac așa o dedicație frumoasă, nu știu, melodie de dragoste, aveți ceva? Pentru că a dat o bară fiul, nu i-a luat mărtișor finei. Noi nu știm de dragoste deloc. No, lăsați cu team eu acolo o piesă foarte frumoasă unde se leagă. Se leagă? Da, păi se leagă. Cu iubitul ăla, cât cu muierile, așa cum zice eu, Drăgan, cum să nu se lege? Da. Lăsați, domnul, că-i luați dumneavoastră mărtișorul sufletesc, ăla e important. No, ea zice că i-ai dă într-un fel de, așa, nou, martie, un mărtișor, că trebuie să nască un băiețel, dar acum el... Să fie sănătoși. El a dat-o în bară, vedeți? Nu a dat-o, las că îi dăruiește un copilaș frumos. Da, l-așteptăm. Ce mărtișor frumos. Și ia să vedem ce avem... Aici.
Doamne, Doamne, ce față a făcut Ion Drăgan. Mi-e teamă cum va răspunde la aceste întrebări. O să vreau să vă puneți de acord asupra unui cartonaș. Răspundeți celor colega. Așa întrebări. Nu, nu, vreau să văd ce faci tu, că tu ai mai fost aici. Eu sunt nu, că nu e prima dată când pune aceste întrebări. Eu sunt cu ochii pentru voi. Prima dată, sigur. De da, și dau voie, dumneatale. Ia mărtișorul. E pentru prima dată. Vreți că aveți curaj. Hai, dă mărțișorul. Dacă te înțelegere, spuneți-l pe care că o să... Mijloc. Între de... două nu te plouă. Da, de asta s-a pus la mijloc. Ion Drăgan, am câteva întrebări și despre muzică și despre, nu știu, felul în care gândiți dumneavoastră asupra unor lucruri și în acest sens și de acasă să mai cunoască câte ceva despre interpreții pe care îi avem de fiecare dată invitați și... Nu, eu sunt cuvinte. N-ai făcuță, fiu foarte atenți la tine. Ca la școală. Deci dacă știm, ridicăm mâna. Dacă nu, nu știm, știm. E cu obligatoriu. Întrebarea e pentru colega. E cu sens unic. Fii atent că... Nu, e pentru mine sau pentru colega? Drăscălița noastră din seara asta, auzi, e obligatoriu. Nu, că am și faci așa cu ochelarii ăștia. Dar să șoptească... Să poate. Se și șoptează, da? Bine, vă dau da? Voie e să copii aici așa. Dacă nu le dai 3, e bine. Da. Nu măcar nota 3. De trecere 5. Ia să vedem. Vă mai amintiți unde ați câștigat primul concurs de muzică populară? Da, eram copil și am câștigat la Cântarea României, așa era atunci, o manifestare culturală și aveam vreo 10 anișori și am câștigat acest concurs, Cântarea României. Se ținea în țară, deci am fost pe scenele marilor orașe de-a lungul copilăriei mele și adolescenței și am câștigat și la Sibiu, și la Craiova, și la Constanța, București. Nu mai vorbim, deci era. Eu primul meu premiu care l-am câștigat, o mențiune, a fost la Oravița. Eu am început târziu să cânt pe la vârsta de 26 de ani, 27, și atunci aveam 28-29, așa, am luat o mențiune. Și am început cu Timișoara, cum ar fi la Oravița, în Banat, și am luat marele, am cheiat cu marele premiu la Festivalul Mariana Drăghicescu. Da. Multe premii și Craiova se leagă pentru mine că am câștigat la Festivalul Maria Tănase, locul al doilea. De două ori am participat, prima dată n-am luat și a doua oară, da. Ei, acum știu că nu vreau să le iau, dar început să numere aici toate... Da. Nu se poate abține. Lăuderosul. Păi da, haideți să începem și noi. Ia să vedem. Care este culmea durerii? Ce vi se pare cel mai, nu știu, dureros lucru în viață? Omul care mă minte și care îi joacă teatru. Doamna Claudia. Draga mea, dacă vorbesc despre cel mai dureros lucru, chiar mi se umple sufletul de lacrimi și ochii, cred că nu există durere mai mare decât aceea ca un părinte să-și piardă copilul. Ne mergem mai departe cu zâmbetul pe buze și vorbim cu un telespectator și continuăm seria întrebărilor, că am câteva. Bună seara! Seara! Cu cine vorbim? Cu Ion. De unde ne sunați, domnul Ion? Din Arcani. De unde? Din Arcani. Gorj. Arcani de Gorj. Bine a venit Gorjul nostru. Da. Vă ascultăm. De Mânica. Da. Și lui Mariana Nobega. Da. Și la toate copiile, toate neamurile din Arcani. Pe toate le salutăm și le dedicăm emisiunea din această seară. Da. Vă mulțumim frumos pentru intervenția telefonică. De mi-e de ziua să merge bine așa în tata mea din asta. Aceste magii de joacă. N-am înțeles ce a spus. Nu merge bine imaginea asta la televizorul. Nu se vede foarte bine la televizor? Poate la dumneavoastră de la cablu. Da, este posibil să ca operatorul dumneavoastră de cablu să nu transmită foarte bine. Foarte bine, exact. Bine, bună. Vă mulțumim frumos, seară rămâneți bună. Și urmăriți-ne până la final pentru că o dedicăm cu drag toate melodiile pentru cei amintiți de dumneavoastră și pentru toți cei care ne urmăresc de acolo din Arcan, toți gorjenii. Da, 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 aproape. Aproape, da. Continuăm să vedem. Care este principalul dumneavoastră defect? Spun eu. Dar eu n-am principalul, eu am principalele. Bine, cum vreți? Le număr?
Sunt foarte împrăștiată. A, da? Da, neatentă. Datorită faptului că mintea mea este mereu în alergătură și în alertă, sunt atentă doar la ce mă interesează în mod expres. Și în rest, lucrurile le uit și le zăpăcesc într-un fel. Propriu și personal. Ah, da, nu știu, că nu legam, nu m-am descoperit tu încă. Tu nu ai defecte. N-are defecte. El nu are defecte. Pentru că este de la frumusețe și frumușel. Uit câteodată și eu. Uit da. Și eu câteodată, da. De la oboseală, da, uit. Nu pot să spun nu. Da, e și ăsta un defect. Da. Cred că de la iubitul ăla. Da. Mă rog, să trecem peste. Ce spune lui Dumnezeu dacă l-ați întâlnit acum? Mulțumesc, Doamne. Din suflet îi mulțumim. Pentru har, pentru tot. Dacă ar fi să-i cereți ceva, să-i mai cereți ceva. Sănătate. Să aibă grijă de fetița mea. Ce să zic, merg mai departe, pentru că așa lucruri frumoase. Care este cel mai amuzant coleg de cânte care face glume mereu când mergeți pe la evenimente? Ion Drăgan? Ion Drăgan! Cu seriozitate! Serios, Ion Drăgan! Cu mustața mincinoasă! Nu, eu sunt un copil cu minte. Nu e mincinos, este fără defecte. Mai spun câte o minciună, că trebuie să mai trăiesc și de asta, dar nu spun așa că... Dacă o spun așa, nu e bine. Mai mint și eu câteodată că nu sunt m-ați călcat sub talpa. Dar nu mai îmi da pe sub masă cu piciorul. Dacă, că nu dacă îmi dai casă. Voie să-l salut pe domnul Marcel Lungu, omul care ne-a dus aici. Adică salutăm. Soțul meu și eu îl salut. Salutăm, cu drag, da. Ne așteaptă la... Și mulțumesc, ne așteaptă la cotitură. La moșitură, da. Și mulțumesc că are răbdare cu mine. Da. Oh! Câtă răbdare încă. Doamne, eu nu așa. Nu da din casă. Nu mai au urat pe dinainte. Iată o calitate. Și atunci nu și-a găsit defecte puțin mai devreme. Le descoperim noi în această seară. Ce s-a schimbat în viața dumneavoastră în ultimii 2 ani și cer ultimii 2 ani pentru că noi am plinit 2 ani de emisiune anul acesta. Mulți înainte. Mulțumim tare mult. Cu noroc și audiență maximă. Așa și cu invitați speciali, că tu ești specială și normal că ai invitați speciali. Cu noroc cu fiecăruia. O, Doamne! Deja, iată, mă simt așa. Bun. Împreună cu colegii tăi. Bineînțeles că fără ei nu aș putea să fac... Păi da, sigur că da. Emisiunea. Bun, ce s-a schimbat în ultimii 2 ani în viața dumneavoastră? În plan personal, fetița mea a plecat studentă la București, chiar 2 ani sunt. În plan profesional am reușit și am avut un spectacol aniversar anul trecut la Sala Radio și mulțumesc echipei Radio România pentru surpriza pe care mi-au făcut-o de ziua mea anul trecut. Poftiți, domnul Ion. Acelea lucruri. Ce-ați făcut vreau în ultimii 2 ani? Da. Vreau să spun că m-am schimbat și am devenit puțin mai rău. Da. Și mai serios. Da. Nu se poate. De ce nu? Pentru că nu-ți stă în fire. E, nu? Ba da. Gata! Am pus tampila. Nu, să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Nu știu ce s-a schimbat, nu pot să spun eu lucrul ăsta. Cred că... Să nu mai am încredere în toată lumea. Păi și hai să-ți mai spun eu o schimbare. Ai un câine care face un an. Iubita mea. Și foarte mult. Și, Betty. Și de fapt este copilul nostru. Betty. Să nu fie confundată cu Betty celălalt. Ce-i cu numele ăsta? Băi, așa o cheamă pe Betty. Te rog frumos, Betty o cheamă și nepoata mea. Pe cățelușa și este splendidă. Da. Și Betty, când a venit, era micuță. Și acum Betty. O să facă pui. Da, Betty. Și o cheamă Doki. Nepoata mea îi spune Doki. Doki. Da, ea este Betty, frumusețea mea. Seamănă cum la mine cu ochi, chiar de e ochi. Da, și are ochișorii frumoși ca ei mei, marble băiască, cepele, cine are ochii cei mai frumoși? Eu! Și e slăbuță ca mine. Trasă prin inel.
Păi cu astea de invitați, cum să nu încep weekendul cu veselie, cum să nu te bucuri așa la început de primăvară? Tocmai de-a strategic l-am invitat pe Ion Drăgan așa la începutul primăverii, nu? Da, eu, cu mine începe primăvara, să știți. Cu mine a început primăvara. Da, da. Cu mine. Așa, așa am și spus când am făcut tizul, așa am spus, primăvara începe cu Ion Drăgan. Normal. Și Claudia Dorop de această dată. A, da? Așa, așa. Da? A, da. Bine că v-a dus rețea pe mine. Da. Ia uitați, mulțumesc. Păi doamna Claudia și-a pus pe cap și floricele ca să fie în ton până la capăt. Da? Dar ce tot ai cu floricelele mele? Da. Ți le fac ție cadou după emisiune? Că n-am eu niciuna în seara aceasta. Haideți să spunem, alo, să vorbim cu telespectator, că și noi aici am vorbit până dimineață. Bună seara! Aș vrea să-mi fac sufă de lumea, și mamei mele. Cu mare drag, dar cum vă numiți? De unde ne sunați? Vă mulțumim frumos! Mai aveți eu să faceți dedicații și pentru altcineva? Aș vrea băiatul. A, vreți ceva cu băiatul? Avem ceva cu băiatul pregătit în această seară? Nu avem cu băiatul, cred că avem da. Pe băiatul aici. Avem pe băiatul, da. Vă mulțumim tare mult, cu drag, atunci vă dedicăm toate melodiile, fie că sunt cu băieți, cu fete de veselie, pentru că ce în seara... De dragoste, în primul rând, că este de luna dragostei. Toată viața avem dragostea cu noi. Bună seara! Vă mulțumim, rămâneți alături de noi, cu drag vă dedicăm toate melodiile invitațiilor mei, căci cântă mai mult de dragoste. Trebuie normal. Să-mi salut și eu finii mei din Craiova, familia Piciniș, Reli și Florin, și pe viitorul finus din Burtică, că o să fiu nașe la Craiova, mai acum. Nu, no, să botezăm, venim și cântăm. Foarte și o invităm și pe domnișoara. Păi încă n-am născut. Păi nu, dar da. Nu mai avem așa mult, probabil în iunie-iulie. A, pe vară. Pe vară. Foarte frumos. Da. Vară. Foarte frumos. Continuăm întrebările și să mai vedem ce multe. Mai... e o listă aici, încerc să mai așa, selectez din ele, să nu, da. Să nu aflăm atât de măcar multe trec, lucruri. Măcar trec, să nu rămân corijent? Nu știu, având în vedere nu știu, că nu există defecte, nu există lucruri de-asta nasoale. Mă, defect parcă... eu am defectul meu. Defectul meu că am ochii cei mai frumos, sunt fotomodel. Și e modest. Da. Asta e modest. Da. M-a făcut pe mine mama frumos. De la frumusei. Da. Frumos, deștept, talentat și modest. Da. Ce să zic? Eu zic să ne cânte, dar nu acum, ci după publicitate. Eu zic să ne cânte și în publicitate. Să ne cânte și în publicitate pentru toți cei care ne urmăresc și pe Facebook, pentru că vă așteptăm acolo pe Popas Folkloric să ne trimiteți mesaje. Vă așteptăm să intrați în legătură telefonică directă cu noi, 0720 880 480. Însă după o foarte scurtă pauză de publicitate revin cu invitații mei, cu povești frumoase și cu melodii pe măsură, bineînțeles. Publicitate. Și așa s-a hotărât în ședința de consiliu. Uite, nene, exact ce căutam. Un loc și 2000 de euro, merge să dăm un telefon. Merge. Bun, meci. Am fost și eu acolo. Gazeta de Sud, cotidianul oltenilor de pretutindeni. Mărie mi-ai mâncat viața, mi-ai albit, măi, drămustața, că nu știu ce să mai fac, măi, cu tine ca să mă-mpac. Cu cele iau mințile, la toate mândruțele, cu ochiul sunt și gurița, cu mustața și lumița. Cu cele iau mințile, la toate mândruțele, cu ochiul sunt și gurița, cu mustața și lumița. Mărie mi-ai schimbat
schimbat raiul, măcatea-l i-a dus și raiul. Că de atâta dor și drag, măi, mi-ai albit părul cap. Mării mi-ai schimbat raiul, măcatea-l i-a dus și raiul. Că de atâta dor și drag, măi, mi-ai albit părul cap. Cu cele iau mințile la toate mândruțele, cu ochiul sunt și gurița, cu mustața și alunița. Cu cele iau mințile la toate mândruțele, cu ochiul sunt și gurița, cu mustața și alunița. Eu sunt bărbat cu mustață și măria mă învață să nu umblu noaptea-n sat, primenii și parfumat. Primenii și parfumat, măi, că pun câinii pe lătrat. Pe la mândre tinerele care m-am iubit cu ele, cu cele iau mințile la toate mândruțele, cu ochiul sunt și gurița, cu mustața și alunița. Cu cele iau mințile la toate mândruțele, cu ochiul sunt și gurița, cu mustața și alunița. Multe necazuri, multe am petrecut în viață, când eram băiat, măi, când eram în tinereață. Multe necazuri, multe am petrecut în viață, când eram băiat, măi, când eram în tinereață. Pune veste pe o parte, of, of, pune caz, fete mari și de-ale alte, multe, multe am tras. Pune veste pe o parte, of, of, pune caz, fete mari și de-ale alte, multe, multe am tras. Chiar și tatăl meu, măi, el așa m-a învățat, să iubesc curat, să nu rămân prodacap. Chiar și tatăl meu, măi, el așa m-a învățat, să iubesc curat, să nu rămân prodacap. Să trăiesc și să iubesc, of, of, cu necaz, că nu mai întineresc, măi, multe, multe am tras. Să trăiesc și să iubesc, of, of, cu necaz, că nu mai întineresc, măi, multe, multe am tras. Ce-am făcut în lume, ce-am lucrat și ce-am făcut, nimeni n-a știut, măi, cum le-am petrecut. Ce-am făcut în lume, ce-am lucrat și ce-am făcut, nimeni n-a știut, măi, cum le-am petrecut. Numai inimioara mea, of, of, cu necaz, știe multe săraca, măi, multe, multe atras. Numai inimioara mea, of, of, cu necaz, știe multe săraca, măi, multe, multe atras. Dragar, despre necazuri, iar noi aici ghiște făceam, eram live pe Facebook și cântam și citeam mesajele dumneavoastră pe care ni le trimiteți și pe pagina de Facebook. Ion Drăgan. Da, vă rog, domnișoara profesoară. Prezent se răspunde. Da, păi aliniați-mă aici ca să citesc da, mesajele. Pentru că păi să mai citim aici niște întrebări. Ce avem, da? Păi o întrebare zice așa. Ce, dacă ar fi să alegi între a pierde apă sau a păstra o amintire, un moment din viață, care ar fi acela pe care v-ați dori să-l pierdeți și un moment pe care v-ați dori să-l păstrați? Haideți să vorbim din activitatea profesională. Să ne rezumăm puțin. Grea întrebare, o amintire pe care ați vrea să uitați, un moment urât.
Grea întrebare. Nu putem trece peste cealaltă întrebare. Sunteți picați. Aoleu, e un examen. Aveți restanță. Restanță, nu se pune. Nu se pune. Haideți să vorbim atunci cu un telespectator și... Ajutați-ne dumneavoastră, da? Da, ia să vedem. Poate vă ajută telespectatorul. Bună seara. Bună. Bună seara. Cum vă numiți și de unde ne sunați? Sunt Fane Ciora, adică Evita Nouă. Domnul Fane, vă ascultăm. Da, vreau... Vreau să-i ascult și eu pe acești gojeni, că sunt gojeni la mine. Să fiți sănătos! Și în special vreau să-l ascult pe Ion Drăgan. Să aveți sănătate! Să rămână numai bine, să trăiți și dumneavoastră și doamna este... Doamna Claudia Torov, vă spun eu! Să-mi dați... Pârâciosule! Da, o cunosc. O cunoașteți? E de la Gorj. A, de da? La Gorj, da, de la Târgu Jiu. De acolo sunteți noastră? Da, da. Născută în un comun al Impești? Da. De la Frumușei. Și tu, Frumușei. Domnul Drăgan. Vă rog. Eu sunt de la Căprân, dumneavoastră sunt de la Licurici. Din comuna Licurii, sat Frumușei, da? Hai așa, că și eu sunt de la Melinești, adică haideți să spunem toți. Mehedin? Așa. Dolj, la granița cu Gorjul. Da, domnul Fane, vă ascultăm, iertați-ne, ne-am luat cu vorba. Am intrat în zonele astea, zone frumoase, Alimpești, Melinești, Frumușei. Dacă se poate pentru noi, pentru gorjenii ăștia. Păi se poate, că ne mai cântă Ion Drăgan. Da, da, avem, da. avem. Da. Vă rog mult de tot. Să aveți sănătate și mult noroc. Și o primăvară frumoasă alături de soția dumneavoastră, de prietenele dumneavoastră și de... Da, de floricele pe câmpii. Să trecem peste. Vă mulțumim din suflet pentru telefon, domnul Fane. Păi să rămâneți absolut noi, că ne cântă Ion Drăgan. Mai are de cântat, nu pleacă așa ușor de la noi. Suntem în direct, aceea ce îl simpatizez foarte mult, foarte mult. Dacă sunteți de la Licurici. Deja se simte, să știți că numai aici a prins soare. A prins soare. De ce nu apare cu CD-ul pe piață? Așa, doamnă, ia întrebați, ia. Ia, de ce nu apare cu CD-ul pe piață? Ia. Da, bună seara și multă sănătate. Să rămână din toată inima. În sfârșit vorbiți și dumneavoastră. Domnul Drăgan. Vă rog. Eu sunt un fidel al dumneavoastră, dar nu găsesc un CD-ul cu dumneavoastră. Uitați, las aici lui colega, lui domnișoara, las chiar un CD special pe dumneavoastră, sincer. Cum vă numiți, doamnă? Ia spuneți, ca să notez eu aici că dacă... Eu, Bucă Maria, doamnă, sunt. Bine, doamna Maria, cu drag atunci. Îl dau. Îl trag de urechi. Mulțumesc din tot sufletul și să vă dea Dumnezeu sănătate. Doamne ajută. Multă sănătate. Numai bine. Mulțumim tare mult, vă mulțumim pentru telefon și rămâneți alături de noi, că cine mai cântă Ion Drăgan... Ne mai cântă și doamna Claudia Torop, însă mai avem și întrebarea restantă. O uitară, trecem da, peste. Da, am uitat-o. Trecem peste. De aceea sunt eu aici, ca să repet. Căci... De asta mă plătesc, ca să pun întrebări, da? Da, ce rea, profesoră. Ce blândă sunteți. Aveți niște scame. Mă lăsați, că mă descurc. Da, da, aveți deci, vă rog, ceva. Bine, haideți să nu vorbim atunci despre amintiri urâte. Să vorbim despre amintiri frumoase. Care este cea mai frumoasă amintire? Haideți să vă ajut puțin să treceți testul. Cea mai frumoasă amintire... Când am cunoscut-o pe doamna Claudia Torop. Oh, mulțumesc! Unde ați fost? La Sadu. De ce ați făcut? E, când i-am zis dumneavoastră, i-a zis... Și ne-am certat! Am tras o ceartă. Așa de început. Da? Da. Ca așa frumos, ca o lady pe scări. Și cu fusta? Nu, lasă, unde era fusta? Nu mai da din casă, da? Așa, așa. Ținuta elegantă. Să rămână doamna Claudia. Auzi? Ce, eu sunt bătrână? Da. Gorjul, de atunci am zis Gorjul. Dumneavoastră, doamna Claudia? Ce amintire frumoasă și aveți. Nu am ceva special. Ceva, sunt ce, atunci ceva amintiți în acest moment. Frumoase.
Cel mai recent eveniment, spectacolul aniversar de la Sala Radio, și sper să-mi amintesc cu aceeași plăcere spectacolul de pe 10 martie despre care nu mă lași să vorbesc suficient. Vă rog, atunci vorbiți despre spectacol, da, așa ca e, să, vorbiți despre spectacol. Data viitoare la emisiune o să-ți spun cea mai frumoasă amintire și cea mai recentă este cea de la spectacolul de pe 10 martie 2017, adică vinerea viitoare. Vă așteptăm cu drag la Caracal, la Teatru din Caracal, și încă o dată mulțumesc colegului nostru Lucian Stroie pentru ajutorul pe care mi l-a oferit, și mulțumesc colegilor de cântec care vor fi acolo alături de mine. Sper să nu uit pe nimeni. Te ajut eu. Domnul Mihai Mihalache, da? Da, Nea Mihai Mihalache. Zorina Bălan. Zorina Bălan. Livia Argintaru. Livia Argintaru, Emilia Drăgotoiu, Ion Drăgan, Luciana Văduva, Eliana Bunceanu, da, Gheorghița Nicolae, Gelu Voicu, Maria Butilă, Radu Lazar, Loredana Streche. Dacă uit pe cineva, Emil Bata, am văzut. Ce amintire frumoasă avem. O să ai o amintire frumoasă. Emil Badea, da. Macarie. Ah, Valentina Macarie, o vorjeancă frumoasă, da. Hai mai zic că sunt 27. Așa, pe cine mai avem? Roberta Crintea, vezi? Roberta Crintea, da? De la Doina Gorșului. Da. Să vă spun ceva, mi-a venit curând și la noi. Da, Marius, serio? Măgureanu. Marius, ai văzut? Măgureanu, că da, uitam. Uite. Da? Pe cine mai aveți? Nicușor Micșoniu. Delia Barbu. Delia Barbu, Narcisa Băleanu. Narcisa Băleanu. Doamne, da. Câte voci, câți da, oameni talentați. Da, și vă așteptăm cu tot vinerea? Dragul. Este vinerea pentru că este vinerea. Și nu pentru că este început de weekend și pentru că e 10 martie și chiar este ziua mea de naștere. La mulți ani, cu drag vă spun și eu așa și în avans. Mulțumesc din tot sufletul colegilor de cânte care mă onorează. Atunci eu zic să le mulțumim și cu câteva melodii. Eu. Acum. Bine că am scăpat de întrebarea aia. Băi, ne venim. Cu mare drag. Puțin, iar cu mare... Hai că vin eu înapoi. Bine, atunci o iertăm pe Claudia Toro pentru că tot este ziua și facem așa cadou, sare peste o întrebare. O promovăm, da? La test. Da, notate 5. E de trecere, da. E de treabă, nu e o drăgan. Da, da. Mergem mai departe cu daruri muzicale din partea Claudiei Torop. Așa trai mie, nu-mi place și Haulita Gorjenească. Când m-am măritat, când intrai lume cu el în sat, s-au pus câinii pe lătrat. Așa trai mie, nu-mi place, noaptea pe și ziua zace. Când îl văd culcat în pat, of, parcă e un urs legat. Zinașule să se ducă, hopa, 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 așa, că la noapte mă mănâncă, hopa, hopa, așa. Zinașule să se ducă, hopa, 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 așa, că la noapte mă mănâncă, hopa, hopa, așa. Minte
așa trai mie nu-mi place. Noaptea pe și ziua asta ce, când îl văd culcat în pat, of, parcă e un urs legat. Zinașule să se ducă, hopa, 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 așa, că la noapte mă mănâncă, hopa, hopa, așa. Zinașule să se ducă, hopa, 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 așa, că la noapte mă mănâncă, hopa, hopa, așa. Din picior să-ți mai potolești din dor. S-audă oltețul-n vale, tropăitul de picioare, să-și-ntoarne apele și să-și vadă fetele. Să-și-ntoarne apele și să-și vadă fetele, cum le sar catrințele și își bat opincile. Auă, 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 pincile. Auă, 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 auă. Țață Ioană, nu mai sta, vino și mata încoa, stânga unu, dreapta pasul cu noi. Hei, om striga șovăulii să se audă pânașii, când om hăulii odată să ne audă lumea toată, când doi hăulii odată să mă audă lumea toată, că eu cânt cu bucurie, viața cu drag să ne fie. Auă, 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 auă. Bucurie, au venit și invitații mei în această seară să ne cânte, așa cum a spus doamna Claudia Torop. 0720880480, aici vă așteptăm telefoanele și dedicațiile pentru toți cei dragi dumneavoastră. Nu uitați de pagina de Facebook a emisiunii Popas Folcloric Alege TV și nu uitați de voucherul la salonul Lolita cu reducere de 50% pentru o manicură cu ojă semi-permanentă. Asta dacă ne sunați pentru a face dedicații sau ne trimiteți mesaje pe pagina de Facebook, participați la o tombolă, iar la finalul emisiunii, adică peste câteva minute, vom avea un câștigător al acestui voucher. Și pentru că nu am apucat în această seară să le arătăm celor de acasă acest frumos album, aș vrea să le arătăm telespectatorilor și să ne spuneți dumneavoastră, este cel mai recent, da? Da, este cel mai recent și acum la Caracal îi fac din nou o prezentare. Aș vrea să citesc și eu aici câteva gânduri pe care dumneavoastră le-ați lăsat. Mulțumesc orchestrei ansamblului artistic profesionist Doina Gorjului, dirijorilor Marcel Parnică și Aurel Blondea, dar și colegilor mei Adrian Ghiocel și Dorel Toncea pentru acest album. Pentru că așa dumneavoastră, mulți dintre telespectatori știu, însă pentru cei care nu știu, sunteți solista ansamblului Doina Gorjului din Târgu Jiu. Foarte frumos și cred că vă bucurați de sprijinul colegilor dumneavoastră de acolo. Sigur. Orchestra, așa cum spun și pe CD-ul ăsta, mi-a fost alături chiar la cele 8
8 albume am. Deci 8 CD-uri. În câți ani de activitate profesională? 25. Mulți înainte. Mulțumesc frumos. Și Ion Drăgan, câți ani de activitate o avea? 18. El e e major. Eu acum fac 18 ani majoratul. El e mai micuțel, da. Și mai tinerel. Am avut și mulțumesc, cum a spus și colega Claudia Torop, la sala radio, surpriza care mi-a făcut-o Violeta Ianculescu, îi mulțumesc din tot sufletul, pentru că cu greu, deci nu venea să cred când am pășit acolo în sala radio, să vină atâta lume, 1000 de oameni au venit în sală și colegi de cânte care, și acum... Da. Se face pielea găină, așa, da, cum e acea vorbă celebră. Păi, ce să, oamenii îl iubesc pe Nana Ion, așa cum spun mulți. Nu sunt chiar atât de iubitor, na. Îi mulțumim lui Dumnezeu. N-ați observat dumneavoastră că și trandafirul atât de frumos e, dar are spini. Alo! Așa și noi. Păi, cu spin sau fără spini, eu vreau să le arătăm celor de acasă câteva imagini pe care le-am pregătit cu dumneavoastră. Alte surprize, puișor. Da, puișor! Banană! Păi, câteva imagini, așa să vedem ce ați mai făcut ultima vreme de când ați mai venit pe la noi, să o cunoaștem așa în imagini, să spun, și pe doamna Claudia Torop. Știți unde sunteți aici, da? Eram la Pitești. Ia spuneți, eu nu văd bine. Eu eram aici, că... în Germania, în Berlin. Ar trebui să-mi pun totuși ochelarii. Da, eu eram în Berlin aici. Da. Păi se plimbă. Aici sunt la mine la școală, la mine la birou, zilele trecute. Amice de Ghioceo. La clubul copiilor. Doamna Niculina Stoicanu, salut. Doamna Maria drag, și doamna Maria Loga, da. E, aici sunt în vacanță, așa, în Creta, anul acesta. Chiar în iarnă, de Crăciun. Acolo aici la mine la școală, deci eu văd. Aha, deci eu, da, cu ele, da, bine. Uite ce surprize ne faci tu. Da, uite, da. Aici sunt la mine acasă. Ia uite că se și muncește. Da, da, colegul nu doar se plimbă. Iată și la studio, da, vezi, da, unde Doru am făcut, da. Tonce. Pentru aici... că am avut o melodie în prima audiție, da, în această, da, seară. Aici, aici suntem colega mea, la Otopeni, cred. Cred că la Otopeni. Curtișoara, Muzeul Curtișoara, la filmări. A, cu Loredana Streche, când am fost acolo la spectacolul de drag de Drăgobete. Da, 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 da. Pentru că știu că este o colegă dragă de cântec. Da, da. Emilia Drăgătoiu, dumneavoastră, Gheorghița Nicolae și cu Olivia. A, aici suntem la Galați. Galați, da. Încercam să beau puțină apă. Da, da, și colega mi-a zis mai atent. La Otopeni. Și aici suntem pe scenă, Otopeni, unde, da, ne stă nouă bine și unde ne place. Da. Cu emoții, să vă spun. Colegele de cântec, Valentina Macarie și Claudia Torop. Trebuie să o cunosc pe Claudia Torop. Da, da, din vedere așa puțin. Da, primăvara, am spus că primăvara începe cu noi. Da. Chiar vorbeam de Violeta Ianculescu. Zilele trecute. Sunt în Germania. Da. Uite ce chic, așa. Aici este. Ești când ai pierdut avionul. Da, ai spune da, tot casă, te rog. De Sânziene, la Târgu Jiu. Bă, ce surprize, mă rog. Da. Mă... Aici am jucat, da, aici am jucat, deci... Păi să arătăm lumii că Ion Drăgan vrea să fie multitalent, iată că se pricepe și la teatru. Aici sunt în Dubai, da, la unde Miracle Garden, în Dubai. Nu e la frumusei! Eu cu elevii mei, ți-am spus de elevii mei la sala radio, unde mulți și colegare... Mulți frumoși și talentați. Da. Cu fetele mele de la ansamblu. Oh, eu, da. Dacă serios, mi-ai făcut o mie, cel puțin mi-ai făcut mă o surpriză. Mă bucur tare mult că v-a plăcut. Da. Nu, fac și de-asta nasoale. Nu, dar nu știu că v-ați cu surpriză de astea. Că puneam și da, o poză. Plăcute. O poză de aia când eram eu fotomodel. Dar sunt plăcute surprizele astea. Da, plăcute, plăcute. Atunci vreau să luăm un ultim telefon pentru că ne apropiem de finalul emisiunii și să vedem cu cine vorbim. Bună seara! Alo! Alo, bună seara! Bună seara! Cum vă numiți și de unde ne sunați? Anca de la Segația. Vă ascultăm cu drag! Bună seara și dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Sărumâinile! Bună seara! La mulți ani cu ocazia de 1 martie și de 8 martie, care
se apropie. Și dumneavoastră. Mulțumim dumneavoastră la mulți ani. Și aș dori să fac și eu câteva dedicații. Vă ascultăm cu drag. În primul rând pentru dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Mulțumim. Pentru familia mea, pe care îi pup și iubesc mult. Aș dori pentru frații mei, care sunt plecați departe de mine, toți trei. Unul dintre ei împlinește astăzi o frumoasă vârstă. La mulți ani. Îi doresc multă sănătate și lui și fetițelor și soției lui. Îi pup și iubesc. Pentru fetițele mele. Să pătrească. Și pentru toată lumea. Cu mare drag. Cu mare drag. Aș dori și eu un CD-ul cu doamna Claudia Toroc. Ia uitați, avem unul aici, este cu pentru mare drag. Dumneavoastră. Din toată inima vi-l ofer. Vă așteptăm să veniți la sediul nostru din strada Câmpia Islas, numărul 97, să vă luați CD-ul. Da? Vă mulțumesc frumos și încă o dată la mulți ani și multă sănătate. Mulțumim, mulțumim tare. Mulțumim mult. Și la mulți ani. Să știți că ne apropiem de finalul emisiunii, ce să facem? Trece. Ne bucurăm din suflet că am fost alături de prietenii tăi, de iubitorii de folclor. Ne cerem scuze de unele gafe care le-am făcut eu personal și autentic, cu stil. În greșelile, să mi le corectați, să-mi dați nota corespunzătoare. De trecere 10 plus 10. Dumneavoastră va da 5, vedeți? Și da. Vrea 10. E păi 10 plus 10, 10 plus 10 cât fac? Doamna, domnișoara profesoară, păi s-a enervat elevul. Dacă s-a enervat elevul, până se calmează, o rog pe doamna Claudia, te rog să... Da, mai bine să extragă, pentru că... Să, să ofere un mărțișor, doamnelor, niște unghiuțe grozave. Să fie cu noroc, vă spun sincer, ia. Să vedem. Și să lipit de acest bilet de mâna lui Ion Drăgan. Ia să vedem, e pentru un domn. Daniela din Târgu Jiu. De fapt, doamna a spus că este din Lipovu. Lipovul Târgu Jiu, căsătorită, da. Felicitări, doamna Daniela, la sediul nostru din Sarda Câmpia Islas, numărul 97, vă așteptăm să vă ridicați voucherul la salonul Lolita. Cu siguranță vă prinde bine, mai ales în această perioadă. Este un cadou frumos. Vă invit să, să transmiteți un gând celor de acasă, celor care ne-au urmărit în această seară. Mea. Unde mă lași? Să vorbiți dumneavoastră. Credeam că mă lași pe aici, dar trebuia să te las eu pe tine, că eu sunt cu mașina în seara asta. Îți de servici, cu rata. Păi, mulțumesc primului domnului șofer. De data asta pierde rata. Trenul, puișor. Eu mulțumesc din suflet pentru invitație. Drăguța mea, ție îți mulțumesc. Și echipei tale. M-ați făcut să mă simt foarte bine în emisiunea voastră. Ne-ai făcut surprizele astea grozave și asta înseamnă că dacă noi, sufletele noastre s-au bucurat, sunt sigură că și sufletele telespectatorilor au fost bucuroase, asta înseamnă că ne-am îndeplinit misiunea în această seară. Vă mulțumim că ne-ați urmărit, mulțumesc pentru invitație. La mulți ani, doamnelor, domnișoarelor și, dragi bărbați, aveți grijă pe nouă, 44 de pahare, nu trișați, cum încearcă alții. Da. Să aveți o primăvară frumoasă, cu dragoste, cu iubire, să vă iubiți, dragi prieteni, să aveți mult noroc în viață și să țineți aproape, pentru că dacă țineți aproape unul de celălalt, e numai bine. Și Dumnezeu vă răsplătește prin bunătate, prin blândețe, prin noroc, prin sănătate. Și prin muzică bună, să știți. Da, așa cum am avut noi în această seară pentru acest lucru, eu vă mulțumesc că ați venit. Să le mulțumesc și colegilor tăi pentru că ne-au făcut fotomodel pe mine, da, m-a făcut fotomodel. Pe Drăgan, da, am ochii cei mai mari, băiat, frumos și am ochii, să știți. Eu nu aud ochișorii mei. Doamne, când vorbește, mă întrece, nu-i așa, Bogdan? Bogdan, spune, colegul de ca... Așa, da, gata, da. Am confirmarea lui Bogdan, e clar. Și eu aș vrea să fac un cadou muzical. Așa. Să-mi cânte mie o colegă mie de suflet, să-mi cânte așa și... Deci eu cânt, da? Da, pentru toți iubitorii. Eu închei emisiunea. Dar... Ce drăguț! Da, Ion Drăgan încheie emisiunea, dar începem cu doamna Claudia Torop, căci Ion Drăgan aici de față a dorit ca dumneavoastră să ne cântați o melodie, o anumită melodie, așa că vă invit pe dumneavoastră să ne cântați pe final de emisiune prima și apoi îl ascultăm pe Ion Drăgan. Vă mulțumesc încă o dată când ați... Pot să aflu și eu care este melodia? Ei, aflați acolo! Frumos! Vă mulțumesc frumos, vă mulțumesc pentru că ne-ați fost alături și ne-ați
această seară de mine. Mulțumesc Floriei Belivens pentru aranjamentul floral. Mulțumesc Ionuț Dincă Studio pentru coafură și Ioanei Zăvă și Suzanei Petre pentru machiaj. Vă mulțumesc dumneavoastră că ne-ați rămas alături și în această seară de vineri și vă aștept săptămâna viitoare, vineri, de la ora 20, în direct la un nou popas folcloric cu alte surprize muzicale și invitați care nu au mai venit până acum în platoul emisiunii noastre. Să aveți primăvară frumoasă, weekend frumos și o seară minunată. Ne cântă acum Claudia Torop și apoi Ion Răgan. De n-aș avea niciun gând. Aleluia, aleluia, aș umbla pe drum cântând. Dar cămașa după mine, pot să-mi faci și rău și bine, dar de faci bine. De faci bine sau faci rău, tot ajungi la Dumnezeu.
Câte flori sunt pe pământ, toate merg la jurământ. Câte flori sunt pe pământ, toate merg la jurământ. Numai pe mândruța mea, măi, nu mi-o lasă inima. Numai pe mândruța mea, măi, nu mi-o lasă inima. Și iară, ce frumos e iubitul. Și iară, dă-mi gurița și te dum. Dar de seară să vii iară, că mi-ai fi de trebuială. Dar de seară să vii iară, că mi-ai fi de trebuială. Spune mândră ce gândești, dacă tu mă mai iubești. Spune mândră ce gândești, măi, dacă tu mă mai iubești. De ce gândut-o la mine, mai așteaptă-mă trei zile. De ce gândut-o la mine, mai așteaptă-mă trei zile. Și iară, ce frumos e iubitul. Și iară, dă-mi gurița și te dum. Dar de seară să vii iară, că mi-ai fi de trebuială. Dar de seară să vii iară, că mi-ai fi de trebuială. Mândruță, nu te grăbi, mai așteaptă-mă o zi. Mândruță, nu te grăbi, mai așteaptă-mă o zi. Să văd codru-n florit, să mă satur de iubit. Să văd codru-n florit, să mă satur de iubit. Și iară, ce frumos e iubitul. Și iară, dă-mi gurița și te dum. Dar de seară să vii iară, că mi-ai fi de trebuială. Dar de seară să vii iară, că mi-ai fi de trebuială.